Acuzații de blat la Survivor All-Stars de la Pro TV, după eliminarea Oanei Ciocan. Jador este vizat în ediția de joi, 14 martie 2024. Oana Ciocan a părăsit definitiv Survivor All-Stars 2024. Iubita lui Jador a intrat la duelul eliminatoriu alături de Lola. Din fața micilor ecrane, majoritatea telespectatorilor au prevăzut această pierdere, acuzat-o pe războinică de faptul că nu și-a mai dorit să rămână în show-ul de la Pro TV. Șederea la Survivor All-Stars a fost una de scurtă durată pentru Oana Ciocan. Războinica a intrat în competiție cu gândul că va fi alături de iubitul ei, Jador, însă planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele de pe insulă. Manelistul a fost eliminat cu puțin timp înainte ca ea să intre în competiție, iar lipsa iubitului ei pare să-i fi afectat orice capacitate de concentrare și dorință de a lupta alături de echipa ei. Oana Ciocan, iubita lui Jador, ar fi pierdut intenționat duelul eliminatoriu de la Survivor All-Stars 2024. După o săptămână în care faimoșii au câștigat proba de imunitate și cea de recompensă, în ediția de joi, 14 martie 2024, a avut loc duelul eliminatorie din tabăra războinicilor, Lola și Oana Ciocan fiind propuse în consiliu. Atât pentru echipa roșie, cât și pentru concurenții din echipa albastră, se poate spune că finalul duelului a fost unul previzibil. După doar 2 săptămâni petrecute pe insula din Dominicană, iubita lui Jador a fost eliminată definitiv de la Survivor All-Stars. Telespectatorii sunt însă complet nemulțumiți de această eliminare previzibilă, acuzând-o pe Oana, pe pagina oficială a Survivor All-Stars de la Pro TV, că s-a lăsat eliminată de Lola intenționat. Motivul? O așa zisă înțelegere cu proaspătul ei logodnic, Jador, care o așteptă acasă. Vezi aici cererea în căsătorie. Iată câteva dintre comentariile lăsate de telespectatori pe pagina oficială a show-ului de la Pro TV. Câtă vrăjeală și fac eu devenit emisiunea asta, eliminare regizată, avem și noi ochi. Ea cu siguranță și-a dorit să piardă. Să plece acasă, că s-a mișcat foarte încet, deși era mai bună decât Lola pe traseu. Și-a respectat înțelegerea de 2 săptămâni care a avut-o cu Jador. S-a văzut de la o poștă că Oana face tot posibilul să piardă. A fost Jador la TV și a spus că Oana stă cam 2 săptămâni la Survivor. Știa el ce știa, Oana s-a văzut că vrea să plece acasă. Ea a rugat-o pe Ștefania să o voteze să plece, era totul aranjat. Lola nu avea niciun stres, știa că nu va pleca. Totul e penibil, credeam în acest joc, dar deja au început să fie făcături pe față. Oana Ciocan nu a făcut altceva decât să demonstreze că e lașă și când te gândești ce ușor renunță cineva la demnitate. Și pentru cine? Oana a vrut să plece de când a intrat și a văzut că nu e Jador. Până la urmă, ei știu cum a fost înțelegerea cu staful și ce nu s-a respectat. Ce făcătură, ne cam iau de prostii ăștia.